Povești de 10 ori 10 este proiectul inițiat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova și reunește 10 destine diferite greu încercate din județul Dolj. Campania își propune ca noi să devenim eroii poveștilor oferind hăinuțe, jucării, rechizite și alimente neperisabile acestor copii. Avem o campanie pe care o facem în fiecare an, strângem donații de la fonduri până la hăinuțe, jucării, rechizite, alimente. Acestea vor fi pentru cele 10 familii, au copii între 1 și 20 de ani. Până la 14 decembrie îi puteți găsi pe voluntari în holul central al Universității din Craiova, precum și la sediul Centrului de Consiliere și Orientare în Cartiere Cămin 6, strada Cala București, la sala 100.